Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine ați venit la Fabrică, singurul talk show politic care nu fabrică realitatea. Știu că v-ați plictisit deja de atâtea marșuri la urne de vot și eu m-am plictisit. Tragem aer și repede trecem prin această campanie ca să aflăm totuși care va fi soarta prezidențială lor în Republica Moldova. Alesul poporului sau alesul aleșilor? Cu cine vom trezi la toamnă? Cum se va schimba viața politică, dar și viața fiecărui dintre dumneavoastră după 5 septembrie? Vor înceta ploile sau brusc se vor majora salariile? Despre aceasta vorbim cu invitații mei, prin vicepreședintele PLD Mihai Godea. Bună seara, bine ați venit la Fabrică! Bună seara și bine v-am găsit! Președintele PPCD Iurea Roșcă, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Deputatul Partidului Democrat Oazu Nantoi, bună seara, bine ați venit la Fabrică! Și deputatul Partidului Liberal Boris Fieru, bună seara! Alături de mine, ca și de fiecare dată, este analistul politic Igor Boțan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Dar, înainte de a începe discuția noastră, eu am o obligațiune față de domnul Vieru. V-am promis că veți avea dreptul la replică, dar aș vrea să aduc aminte și invitațiilor noștri și telespectatorilor noștri despre ce este vorba și ce fel, replică la ce va fi aceasta. Vă rog frumos! În turul 2 poate să intre un candidat care vine din tură extremă, din stânga sau din dreapta, dar n-are șansă. Care e extrema dreaptă în Moldova? Domnul Ghimpu reprezintă un candidat din spectrul politic care reprezintă... Deci din extrema dreaptă? Din, dacă e, domnul... E nazist? Stați. Eu am spus din politic, aspectul și chiar politic. Partidul Liberal-Democrat a aderat la, sau aderă la Uniunea Partidul Popular European, e partid de dreapta, declarat, da? Da. Și Partidul Liberal e partid mai de dreapta. Adică ce înseamnă mai? Deci extremă din spectru, deci este extremele acestea. Bun, eu cred că nu-i cazul acum să facem de ce nu este cazul? Nu în sensul politologic. E un nonsens, scuzați-mă. Să-l calificați pe domnul Ghimpu de extremă dreaptă. Permiteți-mi să fac analiză la mine acasă, în Republica Moldova, așa cum văd eu. Dar stați un pic, dar este o insultă să spuneți că e un om de extremă dreaptă. Asta este extremitatea de dreapta a misii. Aceea este extremă, aceea nu se supără, este o constatare. Nu cred. Nu e așa? Este un termen, dacă folosiți termenul ăsta în Occident, să știți că este o insultă. Domnule Vieru, n-ați fost atunci la Fabrică. Vă rog frumos să vă expuneți părerea. Da, din păcate atunci. Vă mulțumesc pentru acest drept la replică. Este un comunicat oficial al Partidului Liberal. Partidul Liberal își exprimă uimirea și dezamăgirea față de etichetarea sa drept partid de extremă dreaptă în cadrul emisiunii Fabrica din 3 august 2010. Această acuzație aberantă și lipsită de orice justificare la adresa unui partid puternic ancorat în familia liberală europeană aduce grave prejudicii de imagine nu doar partidului nostru, dar și Alianței pentru Integrare Europeană sau chiar Republicii Moldova. Și asta pentru că Partidul Liberal este membru al Alianței de Guvernare, iar președintele partidului, domnul Mihai Ghimbu, este președintele Parlamentului Republicii Moldova și președinte interimar al statului. Etichetarea Partidului Liberal, prin asemenea formule, este cu atât mai gravă cu cât ele vin din partea unui membru important al unui partid component al Alianței și totodată demnitar de stat. Sugestia ridicolă și complet nejustificată că în interiorul Alianței ar exista partide de extrema dreaptă sau că președintele Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, provine dintr-un asemenea partid, transmite un mesaj extrem de periculos în interior, dar mai ales în exterior, unde catalogarea unui partid drept partid de extremă dreaptă este menită să compromită aproape total acel partid. Cer scuze că vă întreb, cred că am înțeles foarte bine ce ați avut în vedere și domnul Nantoi are dreptul la replică deja replică. Nu, eu am o întrebare. Vă rog. Domnul Vieru, domnul Nantoi, componentele Alianței, Partidul Liberal este cel mai de dreapta. Domnul Nantoi, eu nu am venit să spun replica aceasta din partea Partidului Liberal pentru a provoca o discuție a comunicatului nostru. Este un drept la replică și pe urmă trecem la tema... Dar există și dreptul la replică la replică. Nu. Deci, atunci discutăm ce înseamnă partid de extrema dreapta. De componente Alianței, Partidul Liberal este cel mai de dreapta sau nu?
Da, aici asta și-a avut în vedere, domnul. Asta și-a avut, asta în vedere, da? Vedere că noi am avut o discuție. Foarte bine ce înseamnă partid de extremă dreaptă. Pierdem timpul, eu un punct de vedere, mergem mai departe. Eu știu un lucru. Sunt partide care se încadrează în cadrul constituțional juridic și sunt partidele care sfidează Constituția și legislația. Partidul Liberal perfect se încadrează în cadrul juridic și constituțional al Republicii Moldova, fiind mai de dreapta decât Partidul Democrat. Da. Dar noi am dat replica la o etichetare care a răsunat nu din partea Partidului Democrat, dar din partea unui demnitar. A fost o exprimare nereușită și ați văzut că a fost o exprimare nereușită și el a încercat să explice că este cel mai de dreapta partid. Eu cred că ne-am clarificat cu acest lucru. Da. Domnule Veru, cred că veți avea șansa să discutați personal și cu domnul Popov. Un singur lucru aș vrea să spun. După emisiune, după replica aceasta, televiziunea publică iarăși va constata. Alianța a murit. Televiziunea publică? Dar de ce? Aceasta este concluzia dumneavoastră, domnule Nantor. Noi n-am spus nimic. Ați spus dumneavoastră. Noi am dat acest comunicat numai cu intenția de a pune punct unor lucruri. Deci nu trebuie să mai insistați pe ideea și există și alte persoane care insistă pe această idee că Partidul Liberal ar fi un partid de extrema dreaptă. Extrema dreaptă. Nu există. A fost o exprimare nereușită și eu cred că trebuie să punem punct. Domnule, aici, el a explicat dumneavoastră, ați văzut sincronul. El a domnul Boțan, când ați spus că mai există persoane care consideră așa. Nu, dar în spatele domnul Boțan nu mai era nimeni. Bine, cred că ne-am clarificat cu aceasta. Să trecem la subiectul nostru în această seară. Așadar, vă mulțumesc mult. Da, și eu vă mulțumesc. Așadar, a rămas o singură lună. După ce vom afla... Tocmai o lună. Da. Asta e începuturilor. Vă întreb, din simplă curiozitate, despre ce aveți de gând să vorbiți timp de o lună întreagă? Pentru mine, personal, totul este foarte clar. Ori vii la referendum, ori nu vii. Și dacă vii, votezi sau pentru sau contra. Despre ce să vorbiți atâta timp de o lună? Domnule Godea. Despre construcția de stat. Chiar un pic sunt așa, un pic uimit, exact ca în comunicatul Partidului Liberal. Pentru că la o emisiune anterioară la Fabrica se punea întrebarea, domnilor, a trecut 2 săptămâni de când și v-ați înregistrat și nu faceți și nu întreprindeți nimic. Eu cred că nu la Fabrica a fost pusă de această întrebare. La Fabrica. Nu erai tu, Natalia, dar la Fabrica. Cred că eram în stare de abrietate. Făcut... Și de ce nu mi-aduc aminte? Nu, Mihaela erai tu. Era Mihaela. Și am făcut chiar și raport. Era Mihaela. Domnul Boțan, am făcut raport ce face Partidul Liberal Democrat în această minunată campanie. Oricum, eu vreau să înțeleg care va fi mesajul dumneavoastră. Mesajul este unul foarte clar. Cetățenii au dreptul să-și aleagă președintele, își doresc acest drept, nu facem altceva decât le-am creat posibilitatea să-și îl redobândească. Iar tot ce vor face partid, cel puțin Partidul Liberal Democrat și alți parteneri din alianță, pe lângă campania vizibilă, care este proprie oricărui proces electoral, ceea ce ține de spoturi, panouri, tipărituri și așa mai departe, toate în conformitate cu legislația în vigoare. Deci vom pune accentul, ca de fiecare dată, pe contactul cu... Domnul Godea, artiști veți avea? Artiști vom avea, domnul Boțan, numai nu în concerte organizate, pentru că avem foarte mulți oameni de cultură care ne sprijină. Deja au aderat. Care ne sprijină, mai care sunt simpatizanții noștri, care au fost cu noi și în alte campanii, dar nu cântând pe scenă, ci vorbindu-le oamenilor despre ce soluțiile care le propune Partidul Liberal. Așadar, vor cânta din propria inițiativă, nu cu banii. Nu. Domnule Roșca, partidul dumneavoastră și în 2000 a fost pentru alegerea șefului statului în Parlament și acum rămâne la aceeași poziție. Și în 91. De ce? Și 90, corect. Eu vreau să vă spun foarte scurt. Dar în 40? Vă rog. Nu. În 90, poate nu toată lumea ține minte, istoria prezidențialismului în URSS. Prima dată, de aici trebuie să pornim, în spațiul ex-sovietic. Prima dată Gorbaciov a fost speakerul Parlamentului pan-sovietic, după care i s-a trezit pofta să fie președinte. Da? Snegur doar a imitat modelul lui Gorbaciov și întâi a fost speaker, după aceea a vrut să fie președinte ales de Parlament, pe urmă de întreg poporul, da? Și am ajuns la respectivul model constituțional din anul 94, calchiat după Constituția României. Constituția României a calchiat acest model după Constituția Franței. Acum, ce se întâmplă?
Modificarea articolului 98 nu aduce nicio schimbare substanțială în bine. Se consideră că este o ieșire din impas. 78, cer scuze. Se consideră că este o ieșire din impas. Eu personal nu cred așa și rămân convins că pentru Republica Moldova cea mai potrivită formă de guvernământ este de Republică Parlamentară. Explic de ce. Președintele Republicii Moldova poate fi ales de Parlament sau poate fi ales de către popor. Următorul pas contează. Ce face președintele Republicii? Numește în mod discreționar, fără a ține cont de opinia Parlamentului, candidatura primului ministru. Asta este prevăzut în articolul 98.1. Dacă Parlamentul nu agrează candidatura președintelui, acesta face uz de articolul 85 alineat 2, care spune, după a doua solicitare de investitură, șeful statului are drept, dacă Parlamentul nu satisface solicitarea candidatului prezidențial, șeful statului dizolvă Parlamentul. Prin urmare, ce se va întâmpla în cazul succesului acestui referendum? Avem două variante. Mă refer la momentul când președintele nou va fi ales, inaugurat și așa mai departe. Indiferent ce va face domnul Ghimpu, noi nu știm, că e o enigmă mare în Republica Moldova. Va dizolva Parlamentul, va fi un nou Parlament, eu încă nu știu. Președintele va spune așa, așa, fiți atenți, eu am fost ales de întreg poporul. Ia să mă uit eu în Parlamentul Republicii Moldova. Am o majoritate parlamentară? Nu. Ok, acum și mi-o creez. Fac o majoritate ad hoc. Da? Dacă aș face o majoritate ad hoc, în felul acesta subminează pluripartidismul în Republica Moldova și face o majoritate clientelară. Dacă e să admitem că Parlamentul găsește limbaj comun cu președintele și președintele este de culoare politică, iar premierul este de altă culoare politică. Vom avea ce se întâmpla. Vom avea aceeași situație ce se întâmpla în Ucraina și România, simetric acum 2 ani. Și anume, conflictul Iușenko-Timoșenko, conflictul Băsescu-Tăriceanu. De ce? Pentru că executivul în astfel de formule constituționale este bicefal. Și atunci, dacă unul reprezintă un partid politic și altul alt partid politic, iminent se ajunge la un conflict. Dar și Moldova am trecut prin aceasta. Am trecut. Deci nu este... Acum se spune, domnule, nu avem altă ieșire din impas. Nu este adevărat. Dacă cel puțin s-ar fi insistat, fie în Parlament, prin consens, prin majoritate constituțională, fie prin referendum, să se reechilibreze raportul între președinte, Parlament și Guvern, atunci da. Pentru că un președinte care își respectă propriul popor desemnează acel candidat la funcție de prim-ministru care exprimă majoritatea parlamentară. Domnul Roșca, dumneavoastră ați avut în cele 10 puncte din 2005, da. Ați avut acest lucru. E adevărat. Dar nu a fost... Eu am reproșat domnului președinte. N-a vrut să accepte această idee. Domnul Voronin chiar a spus, domnul Roșca, ce idee extraordinară. Am citit textul dumneavoastră. Toate propunerile sunt foarte bine. Asta după ce a nimerit în opoziție, a ajuns. Nu. Chiar atunci. În 2005. Dar hai să o facem după 2009. Iată că după 2009 n-a fost posibil. Domnul Nantoi, e posibil scenariul Timoșenko-Iușenko pentru Republica Moldova? Știți, recent, într-un interviu în internet, cineva m-a întrebat pe mine ce cred eu despre implementarea în Republica Moldova a modelului elvețian. La ce eu mi-am răspuns? Pentru a implementa în Republica Moldova modelul elvețian, trebuie să ni se facă transplant de creier elvețeni. Nu, domnul Antoi, nu este. Nu, asta e un lucru. E o metaforă. Trebuie să ai vecini. Franța, Italia, Germania. Și istorie de 700 și istorie, de ani. Da, de 800 de ani. 800 de ani, da. Ok. Și dar... că de 400 de referendumuri pe an. Nu pe an, asta e 400 în total, într-un secol. Oricum, câteva referendumuri pe an. Cu alte cuvinte, cu adevărat, acea Constituție votată în 94, în condițiile când în Republica Moldova nu exista un spectru politic structurat, clar, da? Și el în continuare încă nu există, este un proces de formare, nu ne-a oferit nouă acea eficiență, acea conlucrare între președinte, guvern și parlament. Lumea nu este perfectă și nu poți să scoți la referendum modificarea acolo mai multor articole. De ce nu? Domnul Antoni, dar eu vreau... Da. Dați-mi voi să termin gând. Și aici, eu, cu tot respectul față de poziția domnului Roșca, dar de ce în 2000 nu s-a dus până la capăt problema cu modificarea Constituției? Domnul Antoi, dacă îmi permiteți să vă răspund... Dar ați votat împreună cu Diacon, cu Roșca... Pentru că... cu Voronin... Da, am votat și eu. Vă spun de ce. Mulțumesc pentru întrebare, domnul Antoi. Deci, pentru ați că creat un sistem care ne-a provocat alegere anticipate după alegere anticipate. Stai puțin. Mi-a adresat o întrebare. Acum gândește la situația ce se va întâmpla dacă Marian va pierde alegerile. Gândește ce se va întâmpla cu Partidul Democrat. Păi, de ce? Atenție, răspund la întrebare. În momentul în care președintele Lucinski
tatăl spiritual al Alianței de Guvernământ de astăzi. În 99-2000 a pus la cale un referendum de centralizare a puterii în mâinile șefului statului. Replica mea, ca șef de grup parlamentar, a fost: fraților, haideți să facem o republică parlamentară pentru a opri poftele Lucinschi de a transforma Republica Moldova într-o dictatură. Și am luat modelul german, austriac, unguresc și așa mai departe. Le-am dat domnului Diacov, domnului Snegur și domnului Voronin un model perfect de republică parlamentară. Toată lumea a spus: domn Roșca, o propunere extraordinară. Și au scos din proiectul meu tot ce ținea de limitarea competențelor șefului statului. Au votat doar modalitatea, au schimbat doar modalitatea de alegere a șefului statului. Care este una neghioabă și nu găsiți în Constituțiile țărilor parlamentare. Găsești. 61 de voturi găsești, o azuță. Nu, dau dizolvarea eu parlamentului. Și dizolvarea parlamentului. Dizolvarea parlamentului, da, în cazul și asta a fost copiată. N-a fost, inventată competențe de... simbolice? Bun, Oazu, dacă în 2000 nu s-a încheiat reforma constituțională, asta nu înseamnă cât uși de puțin că trebuie să facem doi pași înapoi, dar încă jumătate de pas înainte. Apropo, domnul, deci noi revenim la modelul la 1994. Dacă tu crezi că este un model perfect, cel din 94... Sunteți cel mai renumit aforist de Republica Moldova. Dumneavoastră spuneați că nu se poate de două ori să intre în aceeași apă, dacă aceasta nu e o băltă. Vreau doar să înțeleg un lucru. Aceasta va fi un pas înapoi sau un pas înainte? În 2000 deja... Nu mă clipă, cred că domnul Biru tot are dreptul la cuvânt. Păi atunci... Aș spune că nu putem intra imediat după aceasta, imediat, în apa anului 1994. A trecut o oră deja și n-am avut nicio intervenție. Referindu-mă la metafora noastră. Deci avem cu totul altă conjunctură politică, avem o altă generație politică. Eu cred că am putea avea un proiect mult mai luminos asupra Republicii Moldova după referendumul din 5 septembrie. Eu cred că după referendum, după alegerile anticipate parlamentare și prezidențiale... Dar când vor fi alegerile parlamentare, nu știi? 15 noiembrie. Domnule Vieru, sunteți sigur? Domnule Vieru. Concomitente cu prezidențiale. Domnule Vieru, super. Sunteți sigur că vom avea un președinte perfect și un prim-ministru perfect, așa încât nu vor avea loc conflicte? Natalia, dar noi trăim într-o societate perfectă. Noi trăim într-o societate perfectă. Nu trăim. Noi avem o presă perfectă, noi avem o elită politică perfectă, noi avem o economie perfectă. Deci căutăm perfecțiunea. Și totuși, problema este cu totul alt. Eu vreau să spun altceva, dacă îmi permite, stimați colegi. Sfârșitul că unii 90. Colegi în platou trișează și trișează cu bună știință. Pentru că am mai văzut modul ăsta fariseic de a aborda lucrurile. Noi pe referendumul din 5 aprilie, modificând doar modalitatea de alegere a președintelui țării. Septembrie. Din 5 septembrie. Nu se umblă la competențele șefului statului. Diferența între un președinte ales sau de competențele unui președinte ales de parlament și competențele unui președinte ales de întreg poporul, poate să fie doar ambiția. Aici o pot să accept. În rest, atribuțiile președintelui, atribuțiile constituționale rămâne schimbate. Și foarte rău că rămâne schimbate. Ele rămâne schimbate. Un moment. Pentru că iarăși se pun multe întrebări din astea, mai mult sau mai puțin retorice. Vom avea un regim prezidențial sau parlamentar? Vom avea un regim care îl avem și acum. Ca să fie foarte clar. Înțelegerea perfectă între ramurile puterii, domnul Roșca, a fost în ultimii ani de guvernare comunistă. Doar atât. Pentru că un singur om a deținut întregul control în acest stat care se numește Republica Moldova. Și el a decis cine să fie prim-ministru, cine să fie președinte de parlament, pentru că a avut o majoritate parlamentară. El a avut o majoritate parlamentară. Acum vă citez un exemplu negativ, dacă îmi permiți, nu vreau să vă întrerup sau să vă combat. Mi-aduc aminte de o replică nervoasă și eu înțelegeam supărarea domnului Urechean, când domnul Voronin a intrat în Parlament, s-a întâlnit cu fracțiunile și a spus greceană. Și domnul Urechean a zis: domnul Voronin, către presă, păi da, așa se negociază? A spus greceană și a plecat. Zic: domnul Urechean, știți care e problema? El are dreptul să ignoreze opinia fracțiunilor parlamentare. Pentru că așa este Constituția noastră. El a consultat. Și viitorul președinte al Republicii Moldova are tot dreptul să ignoreze cu desăvârșire. Dar asta nu are nicio treabă. Nu, asta nu are nicio treabă cu modalitatea de alegere a președintelui. Noi avem o situație politică care o avem, domnul Roșca. Și viitoarele guvernări, eu nu știu, va fi un mandat, vor fi două mandate, rămâne de văzut, ele vor fi de coaliție. O mică precizare. Ele vor fi de coaliție și acest lucru... Comportamentul ex-președintului Vladimir Voronin după alegerile din 6 martie 2005 și după alegerile din 5 aprilie 2009. Da? În 2005
Partidul Comuniștilor a obținut 56 de mandate, președintele, ex-președintele Voron vrea să fie reales și atunci el s-a comportat mult mai respectuos cu celelalte fracțiuni politice care erau în Parlament. Și chiar a negociat... Chiar a acceptat niște condiții. A acceptat niște condiții, s-a declarat comunist pro-european, ceea ce în opinia mea este echivalează cu o gheață prăjită, da? Deci ei că a vrut să fie reales. În 2009 ce s-a întâmplat? Partidul Comuniștilor a declanșat un război politic stupid, împărțându-ne pe noi în dușmani ai statalității și cei care au privatizat, dacă ești comunist, ești patriot. Dacă nu ești comunist, ești dușman. Și respectiv, Partidul Comuniștilor s-a prins în capcana aceasta a proprii agresivități, să nu aduc aminte, să nu citez spusele ex-președintului Voronin din conferința de presă din 24 iunie 2009 cu Armeanskaya Baňa, da? Fără a intra în detalii anatomice. Deci, și înțeleg că banii aroganța, foarte mult cu construcția statală și cu aroganța, Constituția Republicii Moldova. Aici, aroganța și agresivitatea în care, da, cu care s-a pornit Partidul Comuniștilor, deci i-a determinat să nimerească în capcana aceasta de comportament destructiv până la decizia, în opinia mea, evident, foarte bună pentru mine ca pentru cetățeanul Republicii Moldova, că acest partid a pornit pe linia de sinucidere politică. Treaba cu declararea boicot. Noi vorbim despre modelele constituționale, da, nu despre criticile despre unui partid sau altul. Exact. Modelul constituțional și echilibrul între puterile de Republica Moldova. Eu ce am vrut Moldova să spun, că ceea ce va rezulta după 5 septembrie nu va fi diferit de ceea ce avem Nu spuneți acest lucru, domnul Godea. Eu aș fi cu dumneavoastră completamente de acord, dar nu pot fi de acord, dacă nu am fi avut acest precedent cu modificarea Constituției după o formulă absolut inacceptabilă pentru mine. Ceea ce se întâmplă acum cu modificarea Constituției, modul când o treime se adresează Curții Constituționale, în 10 zile Curtea Constituțională spune yes, după care o simplă hotărâre de Parlament care poate fi adoptată cu 27 de... Nu toți moldovenii știu că yes, asta înseamnă da. Domnul Nandoi, deci eu aș fi de acord completamente cu domnul Godea, dar nu pot fi, fiindcă există deja precedentul când din această Constituție, dacă vine un președinte carismatic, ales corect, poate face harcea-parcea. Și aici eu trebuie să-i dau dreptate domnului Roșca. Aici îi dau dreptate, ceea ce nu sunt de acord cu domnul Roșca atunci când spune atitudinea lui față de acest referendum. Noi am trecut, domnul Roșca, noi am trecut liniile. Stați puțin, eu când am spus atitudinea față de referendum, domnul Boțan, când am spus-o? Eu am spus cum aș vrea eu să arate Constituția Republica Moldova. Cum va opta Partidul Popular Creștin Democrat, voi spune când mi-a dat voie, domnișoara Natalia. Eu nu știu ce înseamnă harcea-parcea, dar ca cetățean de rând vreau să înțeleg în ce țară vom trăi după 5 aprilie, prezidențială sau parlamentară? Și ce înseamnă aceasta pentru mine ca cetățean de rând? Eu nu vă pot răspunde la această întrebare. Eu consider că acest precedent, eu vreau să fie clar înțeles, dacă am trecut de linia de bifurcație, adică am intrat în campania pentru referendum, trebuie să fie foarte clar că eu invit cetățenii să participe la referendum. Și eu. Nu contează cum să voteze, e treaba lor. Dar eu cred că lucrurile au devenit foarte vagi. Eu nu știu ce va fi în continuare după acest referendum și alegerea directă a șefului statului, când s-a creat un precedent absolut inimaginabil. Și nu știți în ce țară nu trăi? Absolut nu știu. Eu nu știu ce va fi. Eu nu știu ce va fi cu această Constituție în continuare. Domnule Vieru, dumneavoastră știți în ce țară vom trăi? Eu știu. Da. Știu ce va fi după 5 septembrie. La 5 septembrie va avea loc referendum și el va avea succes. Nu. Țară de succes, țară de nesucces, bun. Înțeleg foarte bine. Vreau să înțeleg. Vom trăi în țară prezidențială sau parlamentară? Vreau să vă spun următoarele. Deci vom trăi în Republică Parlamentară în continuare. Când încearcă să reediteze un scenariu vechi legat de prerogativa președintelui de a desemna prim-ministru. Noi suntem în altă situație politică internă decât am fost în 94, 98 și așa mai departe. Avem Alianța pentru Integrare Europeană. Vom avea, după alegerile parlamentare, așa cum se văd lucrurile acum, vom avea o majoritate mult mai consolidată decât este în prezent. Numai o secundă. Deci, va fi ales președintele, concomitent cu această majoritate parlamentară, regimul va fi același, într-adevăr, semiprezidențial, dar va exista o concordie în desemnarea primului ministru și
Concordia aceasta va veni din sânul alianței. Deci Alianța pentru Integrarea Europeană, domnul de fapt... Dacă judecăm după ceea ce se întâmplă acum... Dar dacă peste patru ani nu va exista această concordie, ce se va întâmpla atunci? Istoria noastră se va termina? Asta e altă temă. Deci toate lucrurile s-au întâmplat până în acest moment pentru că am avut o susținere foarte serioasă din Occident. Această susținere din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii, nu va mai fi în momentul când lucrurile vor fi răsturnate. Deci vor intra într-o anumită destabilizare. Suveranitatea este în mâna poporului. Din punctul ăsta de vedere, eu nu prevăd alianțe ad hoc. Va fi aceeași alianță. Domnule Vieru, vă mulțumesc frumos. Revenim la această discuție după pauză de știri. Rămâneți cu publica. Urmează știrile de la ora 10. Am revenit la fabrică. Domnule Antoi, dumneavoastră îmi puteți spune mie, ca un cetățean de rând, în ce țară vom trăi noi? În Republica Parlamentară sau prezidențială? Ca un politician, eu profit de întrebarea dumneavoastră ca să spun ceea ce vreau să spun eu. Bineînțeles, ca toți politicienii. Da. Deci vreau să atrag atenția la, în urma discuției, pentru mine cel puțin a devenit clar. Constituția din 94 funcționează până în prezent cu atribuțiile șefului statului practic neschimbate. Da, mici. Aproape, da. Deci, și noi, în aplicarea aceleiași Constituții, vedem cel puțin două faze. Prima fază, când șefii statului, domnul Snegur și domnul Lucinski, nu aveau suport în Parlament și nu găseau limbă comună și era, să spunem așa, gâlceavă, neînțelegeri, conflicte, etc. Faza a doua, când un lider autoritar se sprijinea pe o structură nedemocratică din Parlament și noi am avut un regim autoritar, cu toate că a fost declarat parlamentar. Acum trebuie să vină faza a treia, când un șef de stat ales în mod democratic se va sprijini pe o coaliție democratică, nici când în Republica Moldova, sper că nu va fi ca un șef de stat să aibă în buzunar o majoritate confortabilă din Parlament. Coaliție, ceea ce presupune, dacă admitem că în Republica Moldova pe cernozeomul politic moldovenesc se va înfirepa ceva și cultură politică, va apărea cultura dialogului, cultura compromisului, este un proces dificil, dar nu există un model perfect dacă societatea nu are măcar ceva, deci un gram de cultură politică, de responsabilitate. Domnul Antoie, dar un autoritarism iluminat, așa, nu... Da, spre regret, Pinochet a decedat. Noi cu tine ne cunoaștem de mult, știi că eu regretam de mult că Pinochet era la pensie și nici de cum nu vrea să vină în Moldova. Domnule Gudea, acum câteva zile aici la fabrică, domnul Boțan ne-a spus că din câteva surse din cadrul Alianței a auzit că există o probabilitate nevaliderii rezultatelor referendumului în cazul în care Vlad Fila va continua să se activizeze pe câmpul politic și în primul rând în campania prezidențială. A spus așa? Eu nu am fost înțeles corect. Eu spuneam că există probabilitatea că nu va fi votată ușor legea privind capitolul privind alegerea directă a șefului statului. E posibil așa ceva? Nu, nu este posibil. Mersi mult pentru corectare. Vedere, pentru că un asemenea capitol oricum trebuie votat. Deci, dacă nu se votează, intrăm în blocaj legislativ și constituțional. Exact. Inclusiv dacă nu se votează. Nu, dar trebuie să se voteze și am să vă spun de ce. Înțeleg, înțeleg, logica asta. Fiecare componentă, Alianța pentru Integrare Europeană, reprezintă o formațiune responsabilă, cu angajamente asumate, inclusiv modificarea modului de alegere a șefului statului. Dar noi am auzit că angajamentele de mult au fost dizolvate. Nu, angajamentele nu au fost dizolvate, domnul Boțan. Nu știu unde în unele privințe, vreți nu știu spuneți. Unde auziți și unde vă informați dumneavoastră. Am auzit chiar despre trădarea. Dar, cu toții. Haideți, eu am spus, eu nu comentez excesele emoționale sau de emoții. Pentru că dacă vorbim de principii, vorbim de valori, vorbim de altceva, Partidul Liberal Democrat a apărat aceste principii și valori și pe asfalt și în acțiuni foarte deschise și pe locuri în timpuri foarte riscante pentru membri. Nu o să găsim niciun partid în Republica Moldova care 2227 de membri au fost trecuți prin procuratură, ce și comisariate de poliție. Noi am trecut prin asta. Știm domnul ce înseamnă Gode, domnul Urecaian spunea că deloc nu stau lucrurile așa. Dar, și era foarte nemulțumit din cauza comportamentului unor parteneri. Eu vreau să vă spun un lucru.
Alianța pentru Integrare Europeană este o alianță de guvernare și nu una electorală. Angajamentele privind actul guvernării care s-au luat în cadrul acestei alianțe și înțelegerile care au fost făcute au fost respectate și se respectă în tocmai. Noi, în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, deci toate angajamentele ne-am făcut pentru mandatul legislaturii 18, lucrurile să fie foarte clare. Dacă nu erau alegeri anticipate parlamentare, noi în cadrul Alianței putem discuta anumite modalități de participare la alegerile prezidențiale. Și atunci, dacă nu sunteți, dacă nu sunteți o alianță electorală, în timpul campaniei electorale nu mai sunteți o alianță? Nu. Corect, deci aici ține de actul guvernării și de programul de guvernare. Lucrurile vor merge. O să vedem, o să ne reunim în sesiunea de toamnă, iarnă. Nu vă grăbiți cu catastrofismele. Ele nu ajută și nu vin cu valoare adăugată. Asta nu e adăugată. Noi trebuie să analizăm toate posibilitățile. Este, Igor, și am să-ți spun de ce. Pentru că tot ce ne-am angajat în principiu și ceea ce am reușit să realizăm din angajamentele noastre în acest an, bine că programul de activitate a fost pe 4 ani de zile. Nu poate nimeni să ne incrimineze faptul că în 9 luni n-am reușit să facem ce trebuia să facem în 4 ani. Dar, în momentul în care există o situație politică foarte clară, ea este una nouă, alegeri parlamentare anticipate, alegeri prezidențiale și așa mai departe. Sigur că fiecare component a alianței își va urma propria agendă. Noi avem experiența anului trecut, din 29 iulie, când am mers ca și opoziție unită, dar cu liste separate. Domnul Gode, eu vreau să vă spun ceva. Doar 2 componente ale alianței au promis în campania electorală că vor alegerea directă a șefului statului. Deja componentele alianței sunt antagonizate. Ori vreți să spuneți că nu? Domnul Bățan, în situația care s-a creat, dumneavoastră nu aveți nicio certitudine, că votați. Eu mă bucur că dumneavoastră aveți memorie istorică și țineți minte ce aici au promis. Instituțională. Instituțională, nu știu. Poate mai vorbește și alții. Mie îmi place foarte mult cum vorbește. Nu, dar eu puteam să stau acasă pe divan și să-l ascult. Dacă suntem mai mulți, haideți să facem un schimb de opinii. Domnul Roșca, doar 30 de secunde ca să închei cu domnul Bosan. Va răspunde o această întrebare și... Referendumul din 5 aprilie. Dar vorbește mai puțin. Referendumul 5 septembrie. Modificarea Constituției sau articolului 78. Este o decizie comună a celor 4 componente. O decizie asumată, o decizie conștientă. Deci ceea ce a fost până la această decizie este istorie, domnul Bățan. Nu este adevărat. Este. Sunt inițiativele din mai care sunt înregistrate la Curtea Constituțională și la care se poate reveni în luna noiembrie. Dacă se va reveni, dacă să admitem prin absurd că se va reveni, să vedem cum trecem de referendum, oricum va fi o decizie comună, domnul Bățan. Dumneavoastră aveți încredere în aceasta, că va fi oricum o decizie comună? Nu, problema este următoarea. Noi pornim de la, hai să spunem, jumătatea plină a paharului. Sperăm ca planul pe care și l-a pus Alianța să se realizeze perfect, însă întrebarea rămâne în picioare. Dacă acea treime va vota pentru și va deschide calea spre alegerea șefului statului prin vot direct, iar Parlamentul nu va adopta modificarea la legea cu privire la alegerea președintelui, noi intrăm într-un blocaj fără precedent de care nu ne poate salva nici Curtea Constituțională, nici Papa de la Roma. În luna noiembrie intră în vigoare, pot fi votate amendamentele făcute în Parlament. Prin Parlament, așa există. Da. Tocmai de asta era important să înțeleagă Partidul Comuniștilor că nu are sens să ceară dizolvarea imediată a Parlamentului, pentru că ei trebuie să aibă Parlamentul. Eu vorbeam despre altceva. Constituția va prevedea alegerea șefului statului. După asta trebuie adaptat codul electoral, da? Corect. La această normă. Dacă ei nu votează, dacă nu votează legea, așa cum prevede, deci există încă o ieșire să voteze legea totuși sau să mai modifice odată Constituția în Parlament, în conformitate cu cele 2 inițiative a Partidului Comuniștilor. Să se revină la varianta inițială. Da, sigur că există. Păi intrăm într-un câmp al ipotezelor destul de alunecos. Nu, eu altceva vreau să spun. Spuneți, colegi. Această decizie este una asumată în fața partenerilor europeni și în prezența... Unde e suveranitatea poporului Republicii Moldova? Domnul Bățan, ea face parte din pachetul integral. Eu vă rog frumos să nu... Deci, puneți asemenea întrebări, pentru că știți exact cum este suveranitatea poporului. În Europa, unde vrem să ne integrăm, dincolo de ecrane, chiar o să se gândească ce are în vedere domnul Bățan. Așa că vă rog frumos, lăsați oamenii în pace.
la această oră. Nu, eu vreau cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă. Eu vreau să spun că această decizie a fost luată în prezența secretarului general al Consiliului Europei și eu nu cred. Nu cred, nu am cum să cred că una din componentele alianței ar putea cumva să se dezică de la această decizie. Și dacă se dezice, ce facem? Juridic vorbind. Dacă se dezice, cineva se răzgândește. Eu vreau să vă asigur că să nu mai gândiți juridic, nu se va dezice nimeni. Ca să fie foarte clar. Domnule Veru, există vreo probabilitate? Bine pe sobă, acolo, da. Nu cade. Domnule Veru, există vreo probabilitate că un astfel de scenariu va deveni un real? Eu categoric respind o asemenea probabilitate. Și resping chiar această viziune isterică. Avem în aceste zile o isterie întreagă legată de un anumit personaj care până la urmă se va termina în coadă de pește, această isterie. Deci nu există mafie că în Republica Alianța este controlată, că nu știu, va fi un fâs în iarbă până la urmă și încearcă să prin această isterie să ne isterizeze și pe noi. Eu cred că noi ar trebui ca televiziune serioasă și ca și comentatori serioși, să ne îndepărtăm de această viziune isterică asupra alianței, să căutăm tot timpul noi ipotezele trebuie. Vreau să văd temperamentul lui, domnule Veru, vreau să vă spun, dacă apare o isterie. Tac și vreau să vă spun că atunci când eu cu soția mea mă duc în popor, adică în piața centrală, ea cu portmoneu și cu lista, eu oricum cărucior, eu nu observ acolo nicio isterie. Corect. Acolo e altă lume. Noi aici încercăm să creăm o lume isterizată. Acolo în piață oamenii cunosc ceva despre acest personaj și despre isteria aceasta. Vă referiți la domnul Vieru? Sau? Nu, la care s-a referit domnul. La care s-a referit. La personajul la care s-a referit domnul Vieru. Nu e vorba. Noi facem publicitate. Eu n-am auzit niciun nume. Dar cred că ați înțeles foarte bine. În popor sunt foarte multe personaje. Asta eu pot spune. Noi, deci, discutăm niște scenarii. Iată, domnul Boțan, pe lângă toate titlurile, el e doctor în fizică. Și noi, el știe foarte bine că noi putem să atribuim fiecărui scenariu oarecare probabilitate. Da, eu vorbesc în termeni probabiliști. Probabiliști, da. Deci, tot așa cum de mult fac abuz de chestia asta, că eu practic parașutismul, deci eu nu ies când sar din avion, nu ies dintre aceia că parașuta nu se deschide. Poate alții ar spera oază, domnule. Eu am una de rezervă, între noi vie vorba. Dar ciuda celor care speră. Așa, dar să sperăm și noi că parașuta se va deschide. Așa că noi pornim de la ideea că acest referendum este dorit de societate. Așa societatea vrea să aibă niște proceduri care asigură crearea structurilor de stat, ori în măsură în care ele vor fi funcționale, să nu ne grăbim. Deci, deoarece atunci când toți merg la cununie, dragoste de nu de Doamne, peste 3 zile pot să mai tragă de chică, deci să mai... Domnul Antoi, aveți perfectă dreptate. Mulțumesc. Vreau doar să cunosc. Nu se va trezi... V-ați referit la cununie, nu la ce a spus politicul. Nu se va trezi alesul de către alesul poporului într-o zi și se va gândi că este mai mare și mai tare decât tot parlamentul și așa mai departe și nu se va întâmpla ceea ce se întâmpla în țara noastră. Nu e așa un prerogativ. Da. Înțelegi? În țara noastră, de exemplu, în 99. Nu, dar păi stați. Au fost referendumul. O treime, dar referendumul cine? O treime din deputați. O treime din deputați faci referendum. Domnul Antoi. Da, dar trebuie hotărât de parlament, domnule. Hotărât parlament, majoritatea e 56 de voturi. Nu vă supărați. Articolul 142, alineatul 2. Nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultatul suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Deci când era domnul Voroni președinte și nu era Constituția asta în vigoare? Era. Nu, această abstracțiune trebuie demonstrată în instanță. Până atunci, orice abuz este tolerat. Eu am vedere că deci orice proiect de modificare a Constituției, oricum trebuie să obțină avizul Curții Constituționale. Noi, în genere, în societate, se observă o tendință foarte și foarte neplăcută și periculoasă. Pentru noi nimic nu e sap. Domnul Antoi, dar vreți un scenariu așa realist cu parașuta? Cu deci probabilitatea acum, care? Da, cu probabilitate. Eu vă spun că sondajele de opinie, chiar acum, când avem această anemie, eu chiar știu arată, ce vrei să spui. Arată, da. Arată un lucru că vor participa. Dar noi ne amintim de anul 2005, când au fost alegeri locale și sondajele de opinie care arătau post factum că 60% au participat, când de fapt au participat 22%. Exact. Fenomenul ăsta, sociologii îl știu,
omul răspunde atunci când este chestionat așa cum crede el că trebuie să răspundă. Igor, vorbești despre un lucru pe care eu îl simt și este o tendință periculoasă, și anume că, da, a rămas doar o lună sau a rămas 30 de zile, deci cum, deci, dar deocamdată în societate se simte o moleșală, să spunem așa. Dar ce ar trebui oamenii să-și dea foc în piață? Nu. Oamenii știu ce au de făcut, fiecare își pregătește propria opțiune. Eu, astea vreți să le adormiți vigilența? Nu e adevărat. Eu fac apel către toată lumea să meargă la referendum și să voteze contra. Avem deocamdată două opțiuni. Alianța spune, mergeți și votați. Pentru... deja faceți campanie. Nu, păi, dar de ce să nu facă? Avem dreptul legal. Deja am dreptul. Alianța spune, este o opțiune pe care eu respect. Înțeleg logica acestei opțiuni. Nu balanțez. Rezervele mele se bazează pe experiența. Domnul Roșca va veni la referendum și va spune da. Domnule Godea, domnule Vieru, dumneavoastră, dacă veți veni în vreun sat... N-am încheiat propoziția. Da, nu uita că mă întrerup pe mine. Mă întrerup pe mine. Eu? Da. Imposibil. Și eu sunt aici avocatul diavolului. Pardon. Da, mulțumesc. Deci, ideea e următoare. Am tot respectul față de logica pe care o expune Alianța de Guvernământ. În același timp, am rezerve că această soluție va fi una care va aduce la ieșire din impasul politic în care se află Republica Moldova. De aceea, noi rămânem consecvent în favoarea Republicii Parlamentare. Chemăm oamenii să iasă la referendum și să voteze contra. Dacă comuniștii consideră că cea mai bună variantă este boicotul, e treaba lor. Eu nu cred că e cea mai bună variantă. Nu, eu cred că nu este cea mai bună variantă. Dar participarea activă este necesară pentru că oamenii trebuie să înceapă să răsfoiască Constituția Republicii Moldova și să nu spere că va veni cineva cu capacități miraculoase, care va fi președinte Republicii Moldova și care va rezolva problema cu drumul, cu canalizarea, cu apa, cu pensiile, cu nu știu ce. Pentru că la asta se gândește acea majoritate de 70% pe care noi mereu o invocăm. Va veni cineva care va rezolva problemele. Oamenii nu se gândesc la echilibru puterilor în stat, la funcționalitate, ce provoacă crizele politice. Noi ar trebui asta să ne gândim și să-i ajutăm. Domnul Roșca, asta e cultura noastră. Păi, vreau, eu cred că, da. Vreau să revin la întrebarea mea către dumneavoastră, domnilor. Da. Să ne imaginăm că mergeți undeva, nu știu, mâine la țară. Eu sunt o mică cu care vă întâlniți și vă pun o întrebare simplă. Îmi spuneți să merg la vot, să votez pentru alegeri directe. Atunci, de ce în anul 2000 s-a făcut atât de gălăgie ca să trecem la alegerile prin Parlament? De ce acum ne întoarcem? Cum îmi răspundeți? Eu sunt o mică simplă, vreau să înțeleg foarte simplu. De ce ne întoarcem? De la ce ne-am pornit? Parlamentul care în 2000 a modificat Constituția și a tăiat cracă de sub sine și la 30 ianuarie a fost dizolvat de cei că s-a dovedit a fi incapabil de a alege șeful statului. Deci au creat niște reguli de joc pe care singur n-a fost în stare să le respecte. Și din 2000 până în prezent, de câte ori au ieșuat tentativele? De 6 ori din 8 tentative. Da, deci Antoi, de 6 totuși... ori s-a călcat pe grebla aceasta și acum... Totuși răspunsul e altul. În 2000, Parlamentul a ignorat votul poporului la referendumul consultativ. Acela era referendumul consultativ. Consultativ, dar a fost, poporul a răspuns la întrebare. Și a fost un referendum. Oamenii au venit la vot. Da. Parlamentul a ignorat acel vot al poporului. Nu. Okay. Și iată aici... acum vrem să vedem votul poporului. Da. Și trebuie să știm cum să ne conformăm. Da, o întrebare mai domnule, în glumă, dar dumneavoastră ce veți spune bunicii? Dumneavoastră ce veți spune bunicii de la asta? Dumneavoastră credeți că bunica o să mă întrebe de ce în 2000? Haideți să ne imaginăm. Vă răspund eu, doamna. Nu trebuie să ne imaginăm, bunicile, pentru că partea unui bunic. Eu sunt aproape zilnic la întâlniri cu cetățenii și știu exact ce fel de întrebări pun oamenii. De aia, cu bunicile vreau o singură frază. În 89, când au avut loc primele alegeri în Soviet Supremă a Uniunii Sovietice, da? La Uniunea Scriitorilor, pe ce acolo, lumea se lamenta. Oare de unde să știe cel Moș Ion și mătușa Ileana pentru cine să voteze? Iată, eu consider că una dintre gravele probleme ale societății noastre, că noi reproducem Moș Ion și mătușa Ileana, care nu știu pentru cine să voteze, ca ei să trăiască mai bine, mai omenește, în condiții mai cu demnitate. Și eu cum reproduc o bătrânică care va pune o astfel de întrebare. Domnul Vieru, ați spus da, aveți un răspuns. Răspunsul la întrebare, dar aș face o precizare. Eu cred că ar trebui să depășim faza asta cu Moș Ion și mătușa Ileana. Lumea la noi este foarte bine informată. Merg și eu în teritoriu și toată lumea știe ce are de făcut. Va merge la referendum. Noi nu influențăm în mod decisiv în luna asta, în luna august,
votul lor din septembrie, din 5 septembrie. Problema e următoarea. Ce le spunem noi? Noi le spunem în felul următor. Din cauza comuniștilor, ei sunt de vină. Deci a fost provocată această criză constituțională și clasa politică în ansamblu, inclusiv Alianța pentru Integrare Europeană și fracțiunea Partidului Comuniștilor, nu au reușit să depășească acest moment dificil din istoria politică a Republicii Moldova. Deci sunteți chemați la referendum, anume pentru a tăia acest nod gordian. Rezolvați dumneavoastră problema, cetățenii Republicii Moldova. Deci este, domnul Roșca, vă uitați pe întrebător la mine, este, ăsta este răspunsul. De ce revenim la anul 2000? De fapt, noi poate n-am fi vrut să revenim. Dar asta a fost inițiativa Partidului Liberal. Domnul Viro, vreau să vă spun doar o singură replică. Noi am spus am operat niște modificări în Constituție. O singură replică. Știți că această... Domnul Viro, și totuși, această lume informată despre care vorbiți, și anume 65% potrivit sondajelor, mă refer aici la BOP din luna mai 2010, consideră că trăiește mult mai rău comparativ cu luna mai 2009. De ce? Lumea și abia este așteaptă ca dumneavoastră lumea să modificați respectiva normă și să voteze pentru un candidat comunist. Eu cred că lucrurile astea noi o să le discutăm în campanie electorală și noi să explicăm ce și cum. Suntem deja în campanie electorală, domnule Bogdan. Noi vorbim de referendum acum. Nu, consideră. Deci salariile n-au scăzut în perioada aceasta. Deci dacă a primit 500 de lei pensia, ea n-a scăzut pensia aceasta, ea nu s-a mărit. Asta e altceva. Nu văd. Păi dacă nu e nicio schimbare în bine, e o stagnare, atunci de ce mai trebuie să facem revoluție? Dar nu este nicio stagnare. În interpretarea lui Boris, așa este. Nu, noi atingem cu tot o altă temă și eu cred că asta poate fi subiectul unei alte emisiuni. Păi dar am vrut libertate de exprimare, domnul Gorda. Cu cifre, cu deficitul bugetului care l-am moștenit. Vorbim despre diferite teme. Nu, Doamne ferește, noi într-un an de zile am revoluționat mass media. Și i-am spus un mușuc la post public. Și cea mai mare realizare a noastră, un ex-comunist, Victor Stepaniuc, a publicat un articol în care el demonstrează cu cifre cu cât s-a redus numărul locurilor de muncă atâta timp cât Partidul Comuniștilor s-a aflat la guvernare în Republica Moldova, da? Aproape jumătate de milion. Păi da. Și apare întrebarea, dacă oamenii au plecat din țară, cine să plătească în fondul social care să-i treține pe pensionari? Deoarece nu Voronin și nu Filat plătește pensiile. Deci eu care muncesc, eu plătesc în fondul social, eu întrețin pe pensionari. Deci aici e o problemă foarte complicată, să nu vorbim că și Republica Moldova, deci de rău de bine depinde de conjunctură externă în condițiile crizei mondiale. Și nu uităm că Igor Boțan a scris un articol, mi-a arătat graficele acolo, cum, care a fost nivelul dezvoltării economice a Republicii Moldova în 2001 și care a fost în 2008. Decalajul între Republica Moldova și restul lumii a crescut timp de 8 ani de zile. Noi rămâneam tot mai mult în urmă. Domnul Antoi, eu îmi cer scuze, dar noi am spus foarte clar, foarte deschis, foarte sincer societății atunci când am preluat guvernarea, în ce hal este Republica Moldova, ce ne așteaptă și ce vom face noi ca să prevenim toate efectele de crize și să nu permitem prăbușirea sectorului social și a țării în ansamblu. Am reușit pe toate să le ținem la control. Sigur că într-un an de criză, în care s-au redus parametri, nu mai în Republica Moldova, să ne uităm ce se face în regiune. Domnul Godea, am o întrebare. Să mă sperii când aud și văd dezbatere în care se spune că Republica Moldova este guvernată de mafie. Spuneți-mi, să mă sperii ori să fiu calm? Să zâmbești. Să zâmbiți, da. Noastră înțelegeți perfect de bine toate chestiile astea, domnul Godea, vă întreb, de ce să zâmbesc? De ce? Că mafia este invincibilă, de aia. Nu e vorba că mafia este invincibilă. Spectacolul politic este spectacol politic, iar unul din cei mai buni... Dar e grav, domnul Gondea. Haideți să lăsăm spectacolele politice. Este grav, dar de ce mă întrebați pe mine? Spuneți-mi, pentru că mi se spune că când erau comuniștii la guvernare, mafia era controlată de putere. Acum mie mi se spune că puterea este controlată de mafia. Da, după ce a venit Alianța pentru Integrare Europeană la guvernare, mafia controlează puterea. Eu ce să fac în situația asta? Poate eu să spun. Eu, da, spuneți noastră și urmă. Iată, eu să spun în modul următor. Am să încep cu aceasta. Iurare, și stimatul autor, stai chiar în acest studio. Și nu renunț la ceea ce am scris. Da? Ok. Și cred că o să fie și pentru tine o lectură utilă, dacă o să le recitești. Ok, da. Doi.
Nu, sub aspect profesional, eu ca gazetar, nu mă întrerup, am realizat din plin, odată mă întrerup, de data asta nu mă întrerup. Deci asta noi am citit, am văzut, am studiat, am răspărit. Credeți că nevoie și de cartea roză, da? Am primit prin poștă, da, toate culorile curcubeului vor fi. Rainbow of the Kishinev va fi. Și alta este articolul 21. Și cartea neagră calitate... a fost. Ați uitat-o acasă. Poftim? Și cartea neagră a fost. Ați uitat-o acasă. În calitate de cetățean al Republicii Moldova, eu cu încăpățânare insist. Articolul 21. Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia îi s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale. Nu mă convinge. Stimați concetățeni, eu vreau ca toate cazurile anunțate aici și aici să ajungă în instanță și instanța să se pronunțe, să terminăm cu muravurile aceste moldovenești. Nu, nu, nu. Domnul Nantoi, da. Dați-mi voie dreptul la replică. Eu sunt ziarist. Am practicat ziaristica de investigație. Eu sunt inginer. Felicitări, dați-mi voie să vă răspund. Nu întoarceți totul cu picioarele în sus, s-ar putea ca dumneavoastră, asta ca o secundă, care sunteți atât de relaxat și vă simțiți atât de confortabil, o să aveți probleme foarte mari cu partidul în care vă aflați, tocmai din aceste motive. O secundă. Nu renunț la niciun cuvânt din cele spuse acolo. Faptul că eu, în o serie de legislaturi, am ridicat nu o singură dată probleme de grave cazuri de corupție și acestea nu au ajuns în instanță și nu au fost condamnați oamenii, nu înseamnă câtuși de puțin că acești oameni n-au comis crime și delicte. Asta înseamnă cu totul altceva, că Procuratura Generală și Justiția în Republica Moldova sunt extrem de fragile și extrem de cooperante cu elementele de tip mafiot. Una la mână. Doi, un om politic, un deputat în primul rând, este liber în exprimări și asumă aceste puncte de vedere, opțiuni și dezvăluiri. Ceea ce este dumneata din Constituție ține de condamnarea ilegală a cuiva de motive nedemonstrate în instanță, nu de libertatea de exprimare, de opțiune și de polemică. Ok, eu am o întrebare. Domnul Roșca, revenim la această discuție promovat, după o scurtă pauză publicitară, domnul Nantoi. Revenim imediat, rămâneți cu publica. Ați promovat campania mâini curate, așa. Am revenit la fabrică. Discuția a fost atât de aprinsă încât nici nu s-a încetat. Domnule, nu, vă rog. Deci se aduc acuzații grave. În 2001, dacă nu greșesc, domnul Igor poate să mă corecteze, domnul Roșca a promovat campania electorală mâini curate, a blocat tribuna Parlamentului acuzându-i pe comuniști de toate relele și păcatele. Deci cu ce s-a soldat toată lupta aceasta? Oazu, îți răspund. Nici Alianța pentru Integrare Alianța ADR-ul respectiv, 98-2000, nici cele două legislaturi comuniste, nici voi, Alianța pentru Integrare Europeană, nu ați umblat la statutul și rolul Procuraturii în Republica Moldova. O secundă, nu mă întrerupe. Prin urmare, sunteți la fel de perverși ca și comuniștii. V-ați subordonat Procuratura, Centrul de Combatere și Justiția. Dacă acum un an, actuala guvernare, fosta opoziție, erau clientela Procuraturii și a Centrului de Combatere, acum lucrurile s-au inversat. Dar mie mi-ar plăcea să văd o procuratură echidistantă și independentă, care anchetează dosare în funcție de vinovăția respectivilor cetățeni. Aveți o experiență politică bogată. De ce, vă întreb, de ce niciunul dintre voi, timp de un an de zile tot te lauzi cu parametrii economici și financiari, nici măcar nu a formulat public problema. Dom'le, avem un angajament din 1995 în fața Consiliului Europei de a reforma statutul Procuraturii. Fraților, haideți să încercăm să reformăm. Nu avem timp pentru asta, ne ocupăm de altceva. Domnul Roșca, cum vreți să combatem corupția în momentul în care
Organele de anchetă justiția sunt în mâinile guvernărilor succesiv. Cum vreți să combatem? Decât prin luări de atitudine publice. Cât ați fost în politica moldovenească și cu funcții demnitar de stat, de ce nu ați reformat procuratura, domnule? Eu n-am avut niciodată 50+1 în Parlament. Dar nici noi n-am avut. Nici eu n-am avut 50+1. Atenție, domnul Godea. Dar spre deosebire din noastră, stați un moment. O secundă, dați-mi voie să vă răspund. Din 1995 și până în 2009 am fost reprezentantul singurei fracțiuni parlamentare care a existat cu regularitate la reformare. Puteam să insist, nu puteam să reformez cu 10 mandate în Parlament. Domnul Roșca, vă rog să ascultăm pe domnul Godea. Eu vreau să vă spun. Voi aveți acum 51 de mandate. Nu știu ce ați insistat noastră, pentru că rezultatul vorbește. Faptele vorbesc. Nu. Libertatea de exprimare este un lucru important. N-ai răspuns la întrebare de ce voi nu reformați procuratura. Noi am fost răi, voi sunteți buni. De ce reformați? Programul nostru de guvernare expres avem reformarea procuraturii. Nu programul de guvernare, faptă, tată. Încheiați mandatul în 3 luni. De ce nu reformați procuratura? Domnule, mandatul era pe 4 ani, domnul Roșca, nu pe 3 luni. Câți ani vă trebuie ca să votați o dată o reformă? Imediat după alegerile anticipate vom recurge la reforma procuraturii și vom scoate eporeții. Și vom scoate toate pârghiile de control asupra procuraturii. Nu o să fie simplu, dar vreau să vă asigur. Vreau să văd cum ar vota Partidul Democrat reformarea procuraturii. Noi o să o ducem la capăt, așa cum am dus multe alte lucruri. Eu vreau să descarc situația și discutam cu domnul Alexandru Muravski, ex-ministru economiei în guvernul Sturza. Și domnul Muravski mi-a dus aminte că atunci când a fost destituit guvernul Sturza, inclusiv prin votul, dacă nu greșesc, a PPCD-ului, deci i s-a incriminat cum că a scăzut natalitatea. La ce membrii guvernului au spus, băi, noi numai 8 luni am fost la guvernare. Asta-s prostii, Domnul Antoi, nu vreți să revenim la subiectul emisiunii? Numai o clipă, eu aș vrea să încarc un pic situația, dacă totuși am început subiectul mafiei. O singură întrebare pentru dumneavoastră ca deputatul Partidului Democrat. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, acum un an, spunea despre Vlad Plahotniuc, care controla schemele mafiote de importul cărnii, peștelui și așa mai departe. Acum, câteva zile, a declarat că se mândrește de relațiile sale prietenește cu domnul Vlad Plahotniuc. Ce s-a schimbat timp de un an de zile? În primul rând, haideți să spunem așa. În campanie electorală am fost și eu care aveam, nu apelam cu nume concret, dar, deoarece nu avem această informație, dar era evident că pe timpul guvernării lui Voronin s-au comis multe... Domnul Lupu a apelat cu un nume concret. Deci asta trebuie să-l întrebați pe domnul Lupu. Din câte... Cu mare plăcere vă face acest lucru. Haideți să spunem, haideți să împărțim grâul de neghină. Atunci când este vorba de poziția partidului, se întrunește un for colectiv, adoptă o poziție, un document, iată, domnul Vieru a citit un document oficial din partea Partidului Liberal. În campanie electorală, eu nu țin minte ce am declarat eu, deci bravo vouă l-ați prins pe domnul Marian Lupu. Deci n-aveți de când să-l întrebați pe domnul Marian Lupu. Iar în ceea ce privește relațiile lui de prietenie, eu nu știu cu cine prietenește domnul Marian Lupu, în cercul meu de prieten, eu n-am pe oameni de afaceri, poate, deci, da. Și asta e o chestie care nu neapărat înseamnă complicitate. Corect. Aici vă dau dreptate, nu se poate compara domnul Lupu în 2010 cu domnul Lupu în 2009. Nu se poate. Din punct de vedere a logicii formale, poți compara A este echivalent cu A doar în același interval de timp sau când nu s-a schimbat nimic. Acum vorbesc ca fizician. De exemplu, și nu ca analist politic. Eu întotdeauna am fost și l-am lăudat, de exemplu, pe Mihai Ghimpu până a devenit președinte de stat. Interimar. Da, până a devenit. După ce a devenit președinte interimar, eu îl critic, pentru că orice putere trebuie criticată. Și acum mi se reproșează că mi-am schimbat atitudinea față de Mihai Ghimpu. Ceea ce nu este adevărat. El este în altă posturi. Deci domnul Lupu avea atunci o anumită situație. Cum atitudinea față de președinte nu ți-ai schimbat-o? Atitudinea de președinte nu mi-a schimbat. Indiferent cine va fi. Asta e adevărat. Și asta trebuie să se înțeleagă. Bine, revenim la subiectul nostru. A rămas foarte puțin timp, totuși. Referendumul. Referendumul va fi, Natalia. Va fi. Noi avem o agendă politică. Pe 5 septembrie va fi referendum constituțional. Cunosc deja acest lucru. Dacă m-ați întrebat, va fi sau nu va fi? Și am de gând să vin la el. Va fi. Și va fi o participare masivă. Eu sunt absolut sigur că noi vom putea reedita într-un fel. Ați auzit ce v-a spus domnul Boțan referitor la
cazul există 2007. Fenomen. Există fenomenul ăsta. Voi îl subestimați. Fenomenul... Igor, dacă noi am sta frumos așa în fotolii, sau da, în fotoliile astea o să stai frumos, stai ca în copac aici, știi? Nu neapărat în studio, vorbesc în încăperi confortabile, da, poate sigur. Chiar condiționate. Deci nu vă simțiți confortabil aici? Așa. Vreți chiar să laud publica în așa chiar fel vreau, chiar vreau. Monitoarele? Haideți, aveți milă de tehnică. Ziceam, suntem în localități, în contactul direct cu oamenii, văd ce simt oamenii, avem echipe bine structurate în fiecare localitate, care monitorizează, simt pulsul, duc campanie. Deci, bun, este dreptul vostru să vă îngrijorați. Este dreptul vostru să puneți întrebări din astea retorice. O să vedem rezultatul și atunci o să fie dreptul nostru să ne mândrim. Noi am mai avut o discuție în studioul ăsta exact la această temă. Ce fac partidele în campania electorală? Păi, dar n-am făcut raport atunci? Da, când am făcut raport, nu era noastră. Și trebuie să spunem că avem staff-uri electorale aprobate deja. Dar poate să vă întreb ceva, eu înțeleg asta. Câți bani aveți în fondul electoral pentru... pentru referendum. Nu cunosc lucrul ăsta, domnule. Dar dumneavoastră, domnul Godin? Eu nu cunosc, de asta am partid, domnul. Pentru că nu mă ocup de finanțe, mă ocup de imaginea. Eu am fost ieri, de exemplu, într-o localitate din raionul Ungheni, am avut o întâlnire cu... Bani din fondul electoral sau...? Cu activul partidului. Care bani din fondul electoral, domnule? Din fondul electoral, da, cu mașina personală. Am deci, să trec și pe asta. Cheltuielile pentru benzină am să trec în fondul electoral. Vă rog să urmăriți, ca nu cumva să se comită vreo fraudă în acest sens. Da, pe urmă... Avem 96 de membri în localitatea respectivă. Și am avut o discuție de 3 ore cu colegii mei de partid de acolo. Am plecat liniștit. Formal, toate aceste cheltuieli trebuie făcute din fondul electoral. Pentru da. Că... Așa, da. Așa spune legea. Da. Fiindcă altfel, ulterior, fiți siguri că vor apărea alte personaje care vor spune că în spate a stat cineva și a tras. Bun, am păstrat etichetele de la benzinărie și am să le transmit secretarul general că el contabilizează ca să treacă la Lara. Comisii electorale centrale. Acum câteva clipe ați spus că vă întâlniți cu oamenii și cunoașteți foarte bine care e starea de spirit. Acum mi-ați spus că v-ați întâlnit cu activul partidului. Context. E normal și evident că acești oameni... Natalia, e alt context. Am spus alt context, pentru că eu cum pot judeca despre activitatea voastră? Mă duc la cec și întreb, câți bani au în contul acestui partid? Dumnezeu să-l odihnească profesorul Bârliba, că n-a trăit mai mult. Eu ce am vrut să vă spun, că suntem într-o contact direct cu cetățean, am întâlniri cu cetățenii de rând, dar ieri, acum, ca să vă redau, că nu stăm liniștiți, m-am întâlnit cu activul și am discutat situația. Mi-ați liniștit, domnul Nantoi, ați avut o replică. Dar nu, asta nu e o replică. Eu am vrut să trag atenția numai la faptul că domnul Godin, în calitate de unul dintre liderii partidului, s-a întâlnit cu membrii partidului. Deci asta, să spunem, asta permanent are loc. Deci procesul ăsta, nu de dragul campaniei electorale. Și atunci când e vorba crea spoturi publicitare, billboard-uri, nu știu ce... Acolo... Dar de ieri a început campania, adică putem să-i reproșăm teoretic că... Eu, de exemplu, azi am fost la centru analitic al Partidului Democrat și am discutat problema sloganului. Deoarece atunci când este vorba de sensibilizarea opiniei publice, ca să-l convingi pe om, trebuie să toate tehnologiile acestea electorale se bazează pe niște idei, că trebuie să atingi niște struni în sufletul omului, ca să-l convingi. Să, ne puteți da un exemplu? Nu vă dau exemplu, asta e know-how al meu personal. Apropo de slogane, lozincele și așa mai departe, acum tot orașul este plin de billboard-urile pe care este scris nu crede nimeni. Cred că e sloganul lui Passat, probabil. Este o întrebare. Sloganul lui Passat și metropolitul. Am văzut că stau alături așa. Poate Passat cu metropolitul și nu cred în nimeni. Păi stați o leacă. Este Passat? Așa interpretează poporul de rând. Nu cred în nimeni. Pac. Merge încă doi pași, metropolitul cu Passat. Slat că-i apară, că am zis eu la televiziune. Asta e anticampanie, credeți? Probabil, da. Probabil cineva de la guvernare face o strâmbă împotriva partidului. Nu, pur și simplu, probabil metropolitul nu crede în Passat. Dumneavoastră cunoaște ceva despre această campanie? Eu cred că e o chestie... Mai degrabă seamănă a fi o biserică minoritară care pregătește
pe, după modelul acesta de promovare comercială, un mesaj creștin. Pe urmă să fie scris, mă iertați de chestia asta, Dumnezeu locuiește în Republica Moldova sau ceva de felul ăsta. Sunt niște variante simpliste interpretării creștinismului. Da. Eu cred că se încearcă prin această lozincă atingerea unui nivel subliminal, ca să zic așa. Mm-hmm. Noi cunoaștem asemenea tehnici informaționale. Și le folosiți? Deci se afișează peste tot în Republică cu un asemenea billboard. Nu cred în nimeni. Deci cine este vizat, noi nu știm. Dar de fapt induce o stare de necredință în tot și în toate. Domnilor, a rămas doar un singur minut și de ce ultima întrebare va fi... Nu va fi legată de referendum, deoarece cu referendumul deja ne-am clarificat. Va fi. Liniștit. O întrebare scurtă. Mafia controlează puterea în această țară, domnule Vieru? Mafia ar putea să controleze franzeluța, de acord cu cel care isterizează... Dar cum îl cheamă domnul Vieru? Că lumea nu știe. Ce parcă e un tabu. Da. Nu mai dăm nume aici. Aveți cum este. Ar putea să tragă niște sfori la Tracom ca să o pună în funcție întreprinderea aceasta falimentară. Dar din câte am văzut în Parlament, nu a putut mafia influența măcar adoptarea unui sau altui proiect de lege. Iar procuratorul general, o hotărâre, sau la președinte. Iar procuratorul general, de exemplu, sau centrul pentru... Ce spuneți? La ce vă referiți la procurator? Nu, acest minut se lungește. Vreau să preiau ceea ce a spus domnul Vieru. Eu sunt cel mai tânăr deputat dintre cei prezenți, ca vechime. Vă rog să răspundeți repede. Controlează foarte repede. Atâta timp cât a fost în Parlament, atât în cadrul fracțiunii Partidului Democrat, cât și în cadrul Alianței, totul, niciodată nimeni nu s-a apropiat de mine și nu mi-a spus trebuie de votat așa, pentru că știi, iată, niciodată n-a fost așa ceva. Prin urmare, dacă mafia n-ar fi existat, adică mafia ar trebuia inventată, deci că vine campania electorală, dă-i bătaie. Da sau nu? Mafia nu controlează puterea în Republica Moldova. Domnule Roșca? Anumite sectoare... Da, putem cădea de acord cu acest paradox lansat de personajul respectiv. Puterea controlează mafia sau... Paradoxul rămâne în picioare. Mafia controlează puterea sau puterea... Păi da, dumneavoastră nu vreți să-l nominalizați eu ce sunt. Subiecte plicticoase. Trebuie să fiți invidios, domnul Roșca. Nu. Domnul Roșca, vreau să vă spun o chestie foarte serioasă. Domnul Gode, acum dacă pe bune mă iertați, nu vreau să vă întrerup. Foarte succint. E o problemă, foarte scurt. E o problemă fundamentală, veche, cronică în Republica Moldova. Statul, societatea în ansamblu, nu are pârghii de verificare obiectivă a modului de finanțare a partidelor politice și a campaniei electorale. Prin urmare, putem să vorbim despre riscurile respective. Nu știu cine e mafia în această țară și pe cine îl controlează. Sper să nu mă controleze pe mine. Votez sau nu votez, votul tău contează. Aici îmi iau rămas bun. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră, 21:30. Rămâneți cu Publica. Noi nu fabricăm realitatea. Urmează emisiunea cu Publica. O seară frumoasă în continuare.